Salutare dragi locuitori, ajunge aici și bine v-am găsit la un alt episod din City Skylines. Da, au avut loc aici niște modificări destul de majore. Din câte vedeți am creat această zonă și am să vă explic imediat de ce. Am mai extins puțin zona industrială pentru că știți prea bine am această zonă industrială care funcționează, dar parcă nu funcționează chiar atât de bine. Și pentru că aveam o problemă cu gunoiul, m-am gândit să scap de problema aceasta. Definitiv. Și așa că am aici câte sunt? 3, 6, 9, 11. Am pus vreo 11 de-astea pe aici, ca să știu 100% că nu mai am problema asta cu gunoiul vreodată, pentru că tot apăruse acele simboluri de, știți, coșulețul acela de gunoi, știți? Casele erau pline de gunoi și nu avea cine să-l ducă. Pentru că aveam 2 sau 3 de-astea de gunoi, mi se pare, dintre care 2 se goleau pentru că erau full, știți? Și numai cea de-a treia funcționa și vă dați seama că 15 mașini nu sunt suficiente pentru atâta orașul. Hai să vă explic de ce am făcut eu zona aceasta, de ce nu am continuat aici, ce s-a întâmplat aici. Ei bine, vreau ca această zonă să fie una pentru oraș, iar aceasta să rămână o zonă specific rezidențială, adică numai de case și chestii. Iar asta s-o transform gen jumătate așa, jumătate așa. Bineînțeles, ea va fi extinsă mult mai mult, etc. Nu intrăm în amănunte. Ce s-a întâmplat? Păi, eu când creez un drum aici, ați observat voi că eu le-am făcut tot așa, random și frumos și arată frumos și chestii de genul. Dar, dacă încerc să construiesc așa, numai puțin atenție vă rog, dacă încerc să construiesc așa, vedeți că se creează mai multe pătrățele. Automat se creează mai mult spațiu, iar eu când pun aici o chestie de case, am mult mai mult spațiu. Deci, mai pe înțelesul vostru, este mai profitabil să fac străzile așa, da? Pentru că m-am tot gândit și tot puneam întrebarea asta, bă, străzile din America, de ce sunt atât de perfect drepte și nu știu ce, știi? Pentru că vă spuneam vouă că mă tot uitam eu la The Walking Dead ăsta, serialul ăsta, și mă tot uitam eu până orașele alea distruse fiind, mă tot uitam, bă, dar de ce sunt puse așa, de ce sunt puse așa, știți? Și am găsit în sfârșit răspunsul. Și am zis că ia să vedem dacă e mai profitabil dacă aplic așa. Și într-adevăr, este mai profitabil și este mult mai bine dacă fac în felul acesta. Așa, hai să vedem. Ce vreau să fac eu în acest episod? Să-mi termin străduțele astea de făcut, în primul rând. Uite așa. De aici nu se leagă cu asta și mă enervează. Nu înțeleg de ce nu vrea să se lege. Mă, noi probleme nu prea mai avem în momentul de față, deci nu o să ne mai axăm episoadele acestea pe rezolvarea problemelor orașului, ci ne vom baza pe dezvoltare. Deci o să o ținem, o să băgăm forjă, ca să zic așa mai, să mă exprim mai plastic, o să băgăm forjă pe dezvoltarea orașului și nu rezolvarea problemelor. Bun. Așa, deci o să ținem cam așa. Deci strada asta o fac de câte sensuri are? 6. Ok, deci o extind pe asta până la capăt aici. Bă, cam costă pe mine ceva și din câte vedeți am ceva bănuți. Recent am primit un alt grad și am să vi-l și arăt. Busy Town. Și am deblocat mai multe reguli care pot să le pun. Bineînțeles, mi-a deblocat și alte clădiri unice și aceste tipuri noi de străzi și autostrăzi. Nu, autostrăzi nu, autostrăzi nu. Tipuri noi de străzi, ba da, uite și autostradă, highway. Bun. O să fac episodul ăsta și ceva de transport, pentru că din moment ce cam devine un busy town,
Vă dați seama că se cam aglomerează și o să fie nevoie de transport. Și pentru asta o să trebuiască să fac eu niște stații de-astea de autobuz. Știți? Cu stația de autobuz e mai complicat, pentru că trebuie să știi să faci stația aia ca lumea, trebuie să știi să unești benzile, că dacă e pusă o stație mai prost, nu se poate circula pe întreg circuitul. Și trebuie să facem un circuit ca lumea de stații de-astea. Auzi, de-aia stai să prelungesc eu asta. Fii atent, deci o să șterg străzile astea așa, că sunt cam useless. Așa. Și o să prelungesc eu drumul ăsta cam așa. E, parcă altceva. Așa. De aici, aici, de aici, aici. Bun. Mă, nu e foarte simetric, dar arată destul de bine și foarte, foarte organizat. Sincer să fiu, îmi place forma în care este orașul, însă parcă mai mult mi-ar fi plăcut să fie mai așa, mai... mai făcut așa. În fine. O să continuăm așa, o să avem și noi un oraș de succes și toate cele bune. Acum că avem și bani, nu ne mai facem griji să punem clădiri mai bune. Nu știu cum ar fi un spital de ăsta, spital uriaș sau, nu știu, o stație de pompieri mai mare, pentru că pericolul de incendiu este mult mai ridicat, câte observați și voi. Firea să fie, am pus aici o stație de pompieri și riscul tot este mare, așa că am să mai pun una aici. Să vedem totuși. No, deci am nevoie de una de-aia mare. Fără n-am ce să fac. În fine, hai să continuăm aici cu industria. Și apoi să mai facem și niște case, bineînțeles. Aici. Băi, eu am cam stat ceva. Mai exact, ca să fac căcășmenul ăsta, am stat vreo 2 ani in-game. Știu că când am deschis salvarea, mă aflam în anul 2020. Și acum sunt în 2022, aproape pe la sfârșitul 2022, înțelegeți? Și de-aia. Bun, hai să vedem ce clădiri. Oh my god! Deci avem aici transport tower, nu? Wow, dar sunt multe clădiri, nene. Wow. Deci avem așa, Colossal Order Offices, Tax Office, birou de taxe și impozite. Ar fi foarte bun, dar clădirea asta ar avea efect mai mare. Deocamdată nici nu e un oraș, cine știe ce, super mega dezvoltat, știi? No, știi ce? Am să o pun pe asta. O pun pe asta și am terminat toată discuția. Să vedem dacă încape aici și o străduță. Oh, perfect. Acum încă una. Bun, și acum cu un pic de noroc. Uite, aud cum se upgradează casele. Se aude un sunețel mic, ding, ding, ding. Și atunci, deci după ce se aude sunețelul ăla, ding, se upgradează câte o casă, știți? Uite, spre exemplu, aceste case. Casele se upgradează în funcție de lejeritatea pe care le oferim noi cetățenilor. Ce înseamnă lejeritatea asta? Nu știu. Nevoia aceea de cât un parc sau un loc în care vrei să faci și tu cumpărături sau alte chestii. Asta înseamnă lejeritatea asta. Leisure. Mă rog, nu cred că se traduce așa, dar ați înțeles voi ideea. Ideea de bază. Bun. Facem și așa, conjurăm ca să arate mai bine, știi? O să mai facem aici încă o zonă de case. Bine, știu că zona asta e un pic cam zgomotoasă. De fapt, cred că e numai pe lângă clădire. Ia stai să mă uit eu să vedem. Nu. Generează pe o arie mai mare decât mă așteptam. E, asta e, na. Nu putem să-i mulțumim pe toți, hai să-i dăm un save. Că n-am mai dat save de mult. Ok, chidem asta. Hai să vedem ce clădiri mai putem să mai punem. Deci, odată ce am construit o clădire de asta, nu mai putem construi. Clădirile astea pe care le construim noi aici sunt niște clădiri unice, care pot fi puse numai o singură dată. Da? Adică odată ce le-am pus, nu le mai putem pune din nou. Gen, nu știu, wonder-uri. Ok, punem și asta.
M-a costat destul de mult, însă... Sper să se merite. Ia să vedem pe ce... Oh, perfect! Building is on fire. Well, shit happens, bro. Tot îi dau escape ca să ies din meniul ăla. Din greșeală. Hai să mai punem o stație de pompieri pe aici. Ca să ne mai scăpăm de o grijă. Deci e o stație aici, dar văd că zona asta e un pic cam expusă. Nu, știi ce? Am să mai aștept un pic și am să pun o stație de aia mare. Până atunci, ne continuăm dezvoltarea. Și mai avem numai un pic și putem să punem zone rezidențiale de densitate mare, adică blocuri. Și cu asta putem să numim zona asta o zonă de orașe. Până acum, ia să vedem ce probleme avem noi aici. Too few services. The building can become abandoned if nothing is done. Build more city services near this building. Servicii, 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 servicii. Dar ce-mi cere? Că nu mai știu ce servicii. Deci, înțeleg, clădirea are nevoie de servicii, însă nu știu ce tipuri de servicii. Hai să vedem, poate aici ceva la City Planning, Heavy Traffic Ban. Asta nu e un serviciu. Probabil spitale? Nu, nu au nevoie de spitale, nu. Stație de pompieri, I don't know. Sau transport? Da, poate să fie și transport. Că și ăsta e un serviciu, nu? Servicii de transport. Aha. Bun. Am uitat să le pun și apă. Nu mai spun de pânza asta, ca să o numim așa, care am creat-o aici. Nici nu mai ce mișto arată, frate. Cum e alimentat totul și cum e controlat. Aici am făcut foarte, foarte multe țevi și e foarte aglomerat de țevi și de stâlpi și de astea. Aici am făcut numai câteva țevi un pic mai lungi, am mai dat și acolo niște bani și ăla e, știi? E o aranjoare destul de bună asta. Chiar dacă nu e chiar atât de aspectoasă, adică nu știu. Eu prefer acel aspect un pic mai rebel, aspectul caselor, adică străzi de genul acestora. Tipul de străzi, nu știu ce exemplu să vă dau. Cap în București, că și pe în București sunt străzi de genul, nu sunt toate drepte. Dar în America o să găsiți cel mai des, dar cel mai des, nu, în Berlin. În Berlin am văzut mai multe decât în America. Cel mai des în Berlin o să vedeți străzi de genul acesta. Nu o să vedeți străzi cum sunt în București, gen o stradă care dă în alta sau o stradă care nu mai dă nicăieri, știți? Asta mă refer. Vreau zona asta să o las pentru așa ceva, blocuri și chestii. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau eu să fac aici, zonele cu străduță de asta mai mică le voi lăsa zone de case. Acum depinde și de lotul ăsta, adică dacă e un pic mai mare, na, nu vreau să fac numai case acolo. Dacă e un pic mai mic, păstrez case. Iar cele cu străzi de astea mai mari, bineînțeles, or să fie numai și numai de blocuri. Blocuri, 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 blocuri. Aproape am ajuns și la 7500. La 6300 și populația crește destul de rapid. Mai punem noi câteva clădiri aici, să mai dăm un pic de aspect orașului. Văd că și leisure ăsta a scăzut destul de mult. Adică zona asta e pe roșu și chestii. Large playground, hai să punem aici. Oh, shit. Să vedem. Hai că tot fericire e și aia, dă-o naibii. Fie că e loc de joacă pentru copii, fie că e parc, tot chestia aia e, tot shit-ul ăla e. Ok, dar vreau pe partea asta, mă. Așa, bun. Cam rămân eu fără bani aici și îmi cam ruinează planurile, însă prefer să mai risc așa pentru fericirea cetățenilor mei. Hai să facem și niște drumulețe de-astea mici pe aici, să fie mai văfăros. Dar nu pot să-l continui pe ăsta? Hai, mă. Hai. Uite, nu mă lasă. Dar stai pe loc. A.
A, și nu mă las. Shit. Ugly things happened, bro. Te facem până aici. A, nu, 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 nu. Stai, nu vreau de asta. Vreau porcărie de asta de drum. Vedeți voi, City Skylines ăsta nu este un joc în care doar pui niște clădiri și le pui acolo ca să fie. Cel puțin eu prefer să mai și fac așa un pic de decor, să arate frumos. Adică să arate ca un oraș, nu să fie gen o chestie care îți generează ție bani in game și să-l numești tu ăla oraș de succes. Eu nu aș numi ăsta un oraș de succes, eu aș numi ăsta un oraș. Oribil, poate. I don't know. Un oraș de succes, are și aspect și... cum să zic, în același timp este... și generează bani in-game, știi? Adică e și frumos orașul și câștigi și bănuți acolo. Cât să poți să-l întreții. Dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Ok. În momentul de față avem probleme cu cimitirul. Văd că avem aici un mort și nimeni nu vrea să-l ia. Ce dracu or face, frate meu, ăștia? Ia să vedem. Mai avem bani de cimitir? Nici de cimitir nu mai avem bani. Uite, 8000. Și produc 2000. Hai să vedem. Recreational use. Activăm chestia asta. Acum... uzul recreațional este o chestie care crește venitul, dar în același timp crește și, cum îi zice, zi-mă, costurile la stația de poliție. Pentru că poliția se ocupă cu chestii de genul. Increase decoration budget. Ia, yeah, Parks and Recreation, să activăm chestia asta. S-ar putea să-mi scadă ceva bani. Da, da, îmi scade. Îmi scade destul de drastic. S-ar putea ca mini-orășelul ăsta să-l schimb mai târziu. Deocamdată las așa. Însă mai târziu am să vreau să-l schimb un pic. Să arate și el mai a, nu știu, a oraș, mai ceva mai organizat, mai frumos. Să vedem cu electricitatea asta, deci consumăm mai mult decât producem și asta nu e bine. Vedeți ce vă spuneam eu, numai cu câteva porcării de astea asigur foarte mult curent electric. Adică uite, spre exemplu, mai punem o porcărie de asta, boom, dintr-o dată 153 de megawatts produși. Ceea ce înseamnă destul de mult. Transport? Nu. Mamă, 30.000. Niciun caz nu o să aștept atâta. Să fac un împrumut la bancă. Și vreau să mă apuc deja să fac și asta pentru transport. Acum să vedem unde să punem noi stația asta principală. E greu, frate. Nu știu. N-ar fi potrivit să o pun într-o zonă industrială. Stația asta. Hai să o punem, uite, aici. Bun. Și acum să începem să creăm stații. Creăm o nouă linie și punem Frate, e greu. Destul de greu. Up. Așa. De aici până aici. Până aici. Frate, e greu. Oh, never mind. Uite. Adică trebuie să te și gândești pe unde ar trebui să pui stopurile astea și liniile astea de troleibuz. Nu e chiar atât de simplu. Adică voi sunteți ceva de genul, bă, ok, pui acolo niște linii și totul e bine. Însă astea trebuie să fie și gândite.
Că dacă gândești cu curul, nu o să funcționeze niciodată liniile astea. Și după zici, bă, da, mă piși pe el de joc, că e greu, știi? Uite cum încep să se upgradeze clădiruțele astea. Venitul ăsta e foarte mic și mă enervează și nu știu ce să-i fac. Ca să îl mai cresc așa un pic. Avem cetățeni educați, nu e problema aici. Ar fi o problemă cu populația asta, chiar aș fi vrut ca în acest episod să strâng și eu 7500, să vedeți cum încep să se construiască blocuri pe aici. Bun, hai bă să le mai fac la ăștia un cimitir, că văd că au început să plângă ăștia, că nimeni nu le ia mortul din casă. Unde mă? Gata mă, nu mai plângeți atâta. Ba chiar am să fac și două ca să nu am nicio problemă. Bașca că oricum era cam gol locul ăsta. Bun. Mă, avem mașini care pleacă de aici, ceva? Văd că mortul e încă acolo. Și voi nu faceți nimic, idioților. Ioi, ce proști. Să vedem unde am putea să scadem noi ceva mănânțe aici. Uite, scadem un pic la asta. Să mai crească și nou un pic venitul, adică pana mea. Așa, la întreținerea parcurilor mai scadem puțin. La apă putem să mai scadem vreo, uite, 85. E, altă viață parcă. Să vedem, avem probleme ceva cu apa? Nu, absolut nicio problemă, excelent. A, bă, da, uite, văd că se aude când bate popa clopotul. O, mai avem numai 400 de oameni. Și facem 7500, ajungem și noi la alt milestone genial. Alt milestone văforos. Și pot să încep să pun și-o blocuri. Și cred că toată zona asta am să o las numai pentru case. Nu știu, ar arăta așa frumos. Deci zona pentru case. Asta, nu, asta trebuie să o transform în zonă pentru blocuri, cineva. Sau asta de aici, nu, asta de aici o transform în zonă pentru blocuri și toată zona asta o să fie numai pentru blocuri, pentru că am aici biblioteca asta super primecheră, așa, și de aici o să fac blocuri, 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 uite așa, blocuri. Hai frate, 107, 105, hai să mai construim niște case ceva aici, că nu mai pot, deja mă enervează. Hai mă gheții! Vrei mai multe case? Mamă, câte case s-au făcut aici, ești prost. Dar ce mică e casa asta, frate. Deci, căsuța asta nu ocupă mai mult de, nu știu, o căsuță sau nu știu. E foarte, foarte minusculă, frate. The Olive Residence. Oh, rezidența Olive. The College Residence. Mare rezidență ce e ea. Trei oameni intră în ei, prost, nici e mică e. Oh, dar uite, blocul ăsta e șmecher. Oh, ce mișto arată. Avem și troleibuz și mașinuțe și tot, ce mișto e. Frate, e așa mișto. Parcă sunt tu copil de la mic, care arăți-o acadea și după, yeee, acadea, știi? Hai mă, încă un pic. 7400, haide! Hai cu 7500! Zgâtul tău! Big Town! Yes! 7500! Atât, mă! Gata, mă! Încep să dărâm zonele. Poc! Nu? N-a mers? Ba da. Bup! Hai, mă! Dar nu se întâmplă nimic cu casele ăstora. Alo! Așa, bun. Bun, le dărâm Chandra Mao și aici, și aici. Hai mă, mai repede. Lăsa ai dracu de proști. Mă, da, greu le dărâm. Ah, stai. Lol. Ups. Tocmai am stricat ceva. Dărmând casele care...
Dacă am dărmat casele care ajungeau până la ăsta de curent electric, acum celelalte case nu mai sunt alimentate. Și am făcut o porcărie mică. Ia să vedem. Acum se alimentează, gata, s-a alimentat tot. Vedeți voi, era o casă aici și eu cum am dărmat toate șandramalele alea, vă dați seama. Bă, dar pleacă, bă, de aici, aici. Ne simți rău, bă. Nu mi se construiește mie toată zona că vrei tu și oameni, bă. Ștergem zona asta, ștergem zona asta, ștergem zona asta, ștergem zona asta, asta și asta și asta și asta. O să scadă foarte mult populația, sunt conștient de asta. Însă o să crească dublu de cât a scăzut. Pentru că ce fac eu aici sunt niște blocuri, adică nu sunt niște mini case de alea, știți? Uite, ăștia refuză să-și dărâme casa și eu atunci sunt nevoit să le dărâm eu lor casa. Poc, poc, ia uite aici. Casa asta o dărâm că oricum e plină de morți, e plină de zombie. Și zona asta deocamdată o las. Pentru că nu mai am mult. Deja filmez de 26 de minute. Fraților, deci ăștia care vă uitați 26 de minute sunteți niște eroi. Pentru că majoritatea nu se pot uita nici 10 minute, frate. Adică 10 minute. Decât să te uiți așa în sictir, mai bine nu te mai uiți deloc. Serios, acum. Hai, drămați-vă, drămați-vă, drămați-vă. În orice caz, jocul ăsta nu e un joc de în care să construiești în 5 minute chestiile, știi? Asta e un joc în care trebuie să stai, să gândești și de cele mai multe ori trebuie să aștepți, pur și simplu să aștepți, pentru că sunt cazuri în care nu ai ce să faci altceva. Uneori, cea mai bună strategie este să nu faci nimic. Știați asta? Nu, nu știați. Acum știți. Blocuri. Blocuri. Rezidența Vofo. Mamă. Bă, am nevoie și de locuri de muncă, firar să fie, am uitat de ele. Locuri de muncă. Dan. Astea sunt birouri. Aici lucrează cei care au terminat liceul și cei la universitate sau cei care au terminat universitatea. Oameni universitari și oameni care au cât de cât o diplomă de bacalaureat. Așa. Uite că a început să crească populația. Banii acolo cresc și ei că scăzusere foarte, 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 foarte mult. Mai exact jumătate. Ok. Cam asta este și ce am făcut în acest episod. Eu sper că v-a plăcut episodul acesta. Dacă v-a plăcut, să apăsați, vă rog frumos, și pe butonul de like. Da. Și, da. Oh, uite, pot să fac și o facultate. Episodul următor, mă, nu fac nimic acum. Ok. Eu am fost aici un Geo. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați stat până acum și ați vizionat. Țineți minte, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați pe acel buton de like. Nu durează foarte mult. Eu am fost aici un Geo și până data viitoare, vă urez tuturor să aveți o zi faină.